În clipul de astăzi am cumpărat o mașină de 1000 de euro, mai exact mașina mea, versus o mașină de 100.000 de euro. Eu vă recomand să stați până la final pentru că ce senzație mi-a dat mașina aia o să vă surprindă până și pe voi. Uitați, băi, ce frumos e cerul. Băgat că nu pot să mut mașina din parcare de aici. Avem în spate. Hello. Chiar mașina mea. Este o mașină veche de vreo, nu știu, din 2004, suntem în 2022. Faceți voi calculul, lăsați în comentarii. Dar înainte să vă prezint mașinile, pentru că nu doar asta. Avem o mașină de 100.000 de euro în clip, ok? O să vă arăt puțin mai târziu. Nu uitați să vă abonați, să apăsați butonul de like pentru că asta înseamnă susținerea voastră, plus că anul ăsta știți și voi că am niște targeturi destul de mari, vreau neapărat să le împlinesc. De asemenea, un follow pe Instagram pentru că cei de pe Instagram au văzut înaintea voastră, cei de pe YouTube că eu mi-am stricat mașina. Și ăsta e motivul principal pentru care eu nu pot să o mut de aici din parcare. Adică pot, dar hai să vă arăt și vouă. În primul rând, s-a terminat bateria de la cheie. Da, deci eu nu pot să mai deschid mașina din cheie. Apăs, nu se întâmplă nimic. O să bag aici. Bam, s-a descuiat mașina. Ce e nașpa e că uite, poate vreau și eu să ies la date, să mă duc să mă văd cu o domnișoară. Și eu trec aici să descui ușa. Și ea apucă să zică: "Dar tu ce faci? Nu-mi deschizi și mie portiera?" Și eu ce îi zic? N-am cum să-i zic: "Scuze, mi s-a stricat bateria de la cheie." Că e rău. Ah, ce m-am lovit. Au! Băgăm cheia în contact. Ambreiajul nu-l mai am. Aici în bord îmi scrie service în 1600 de km. Stai liniște, baba mea. Mâine te duc la service. O să o pornesc fără ambreiaj, pentru că el e deja apăsat. Și a pornit. Ai văzut vreodată asta antidot? Nu. Nici eu. E iamă veche și bătrână, dar o iubim. O iubim pentru că cu ea am învățat să conduc, cu ea am învățat să fac tot. Farurile sunt albe, mi le-a schimbat tati. Bă, nu vezi nimic. Nici cu astea albe nu se vede nimic. N-are treabă, trecem cu vederea. Pentru cei ce nu știți ce e Car Vertical, este un site unde dacă introduceți seria de șasiu a mașinii, aflați tot istoricul ei. Ei bine, în momentul de față pe ecran aveți un BMW M5 care a fost făcut daună totală, a fost cumpărat, reparat și din punctul meu de vedere, asta nu e o mașină safe pentru trafic. Pentru că odată ce o mașină este avariată în halul ăsta, nu o să mai fie aceeași mașină care a ieșit de pe ușile fabricii. Eu vă recomand cu căldură să vă verificați mașina pe Car Vertical, mai ales dacă vreți să vă cumpărați una, pentru că așa puteți evita o țeapă și până la urmă viața voastră e în joc. Dacă vreți un discount de 20% reducere, aveți codulețul meu chiar acum pe ecran și hai să continuăm cu videoclipul. Tata a schimbat tot, motorul tot e nou, în afară de ambreiaj. Ambreiajul nu l-a schimbat niciodată, pentru că nu a fost nevoie să-l schimbe niciodată. Mașina nu pot să o conduc, pentru că nu merge, trebuie să o împing, doar așa pot. Pe canal nu v-am prezentat mașina mea, asta, care de fapt e mașina tatălui meu, mă rog. Am prezentat doar mașina mamei. Așa că avem aici full. Bă, e full mașina. Are tot ce vrei, are accelerație. Un nou TDI, băieți, cum ne place. Avem încălzire în scaune. Asta e pornită, asta e să o oprim. Manuală. Avem un dăsta aici să ne punem la muzică să ne încărcăm telefoanele. Ea are ceva, niște huse pe volan și pe scaune. Nu știu ce tot ar să zică mai are. Are SP. Are avarii. Le-am folosit în ultimul timp. Pe bune, chiar le-am folosit. Și e luminat bordul. Nu are foarte multe chestii speciale mașina asta. Dar e mașința mea, da. Vreți să vedeți ce e sub capot? Asta am auzit eu de la voi. Stați că n-ajung. Am și aici o oglindă. O folosesc, bă, m-am tuns recent și nu știu, am o confidență așa mare rău de tot în mine când sunt tuns. Toți băieții o avem pe asta, băieți. Băieți, că n-ai cum să nu te simți bine când ești tuns. Simți că poți să faci ce vrei tu. Hai să vă arăt motorul. Ce-ai făcut, tată? Veșnicul 1.9. Ideea e că-i tot schimbat în el. V-am zis, tata a avut grijă foarte mare de mașina asta. Tata iubește mașina asta și eu o iubesc. Dar el a vrut să fie 100% sigur că e tot ok tehnic când mi-o dă mie. Ambreiajul s-a întâmplat să pice. E break mașina pentru că, iarăși, îl aduc pe tata în discuție. Tata folosește mașina asta să care chestii cu ea, ok? Avem de gând să facem niște upgrade-uri și pentru mine, asta o să vedeți pe vlog. Bineînțeles, totul se datorează vouă. Vă pup și vă iubesc. Bine, nu în viitorul apropiat, dar când o să se întâmple, o să se datoreze. Au, mi-am mușcat limba. O să se datoreze vouă. Avem o grămadă de spațiu și în portbagaj și peste tot. Aici în spate, am eu niște chestii, uitam asta de la Samsung. Avem și bomboane aici în portbagaj, niște bombonele Samsung, te rog frumos, antidot. Bagă una. Bagă și fratele tău. Bagă tu în guriță. Hai, și e. A, da. Bravo, mă. Ia gurița mare. Am. Și aici în portbagaj avem triunghiul ăsta pe care nu voiam să-l folosesc niciodată, dar trebuie să-l folosesc. Și chestii din asta pe care trebuie să le ai mereu cu tine. Trusă de prim ajutor, extintor. Mouse-ul ăsta trebuie să-l iau cadoul, să nu-i. Da, ideea e că e foarte mult spațiu aici. Nu știu dacă ați văzut clipul, dar am făcut o cameră de gaming în mașina asta și chiar a fost distractiv. Spate nu-i cine știe ce, dar ideea e că unul la mână e foarte curată mașina asta. În exterior nu, dar în interior da. Și e foarte încăpătoare, adică pot să fac ce vreau eu. Gata! Ah! Ce cap am dat. Poți să mergi la drum mult, multe persoane cu asta și să fie bine. Nu o să vă mai plictisesc cu mașina mea, pentru că știm cu toții că de fapt sunteți aici pe clip ca să vedeți mașina de 100.000 de euro. Hai să vă arăt. Și aici avem, băieți, mașina de 100.000 de euro. Suntem alături de Teo, te pup. Salut, Robi, salut. La canalul lui în descriere, Iancu ne filmează, aveți și Instagramul lui în descriere. Dacă vreți să vă ajute, nu știu, el se percepe foarte bine pe partea cu mașini. De aici am luat contactul cu Teo ca să avem această superbă mașină lângă noi. Ideea e că nu prea știu ce face mașina asta de 100.000 de euro, dar ideea e că eu dacă aș vedea așa ceva pe stradă, m-aș uita după ea. Nu știu cum sună.
sună? Sună. Deocamdată și e stoc, dar când îi voi pune și dea un pipe și evacuarea va fi grav. Am mai auzit de BMW-uri gălăgioase. Eu sunt fan BMW, îmi place rău de tot BMW, bineînțeles, nu am nimic cu alte mărci. Audi, Mercedes, îmi place alea foarte mult. Toate sunt frumoase, sincer, chiar dacă am și o BMW, toate mărcile sunt frumoase. Nu sunt de... Iubesc că ai zis asta. Iubesc nu, că nu, zis asta. Nu sunt adeptul. Mama, am, uite, am M5, îmi place foarte mult R7, ultimul model. E bine să încerci, mamă, fiecare mașină îți oferă ceva anume. De exemplu, BMW-ul e foarte bun pe sportivitate. Mercedes-ul pe lux și părerea mea că Audi tehnologie îmbină și utilul și plăcutul. Ai și lux, ai și confort, ai și de toate. Depinde ce vrei acum de la fiecare mașină. Nu există una fixă cum ar veni. De BMW acolo e cea mai bună. Nu există asta. Kilometraj real, furt nu e, ai accident. Da, le știu că și eu am verificat mașina când am luat-o, dar mai vedea că nu sunt grave, sunt ceva minor. Sunt minuscule, exact, nu? Ales pentru păi mașina asta. Păi imaginez că altfel nu ai fi exact, luat-o. Exact, exact, nu, și eu am verificat-o pe car vertical. Ai 80 și cât de mii de kilometri? Acum 91 de mii 91, are. Da. Te-ai mai dat. Avem așa, în spate. Da. E vreunul de aici făcut de tine? Nu, nu. Ah, ok, nu. Bravo. Nu, să asta le știu. Da, da, da. Încet, bine că toată nu ești tu de vine și altul, știi? Da, și cum da, e. Nu mai e ce să faci. Deci l-avem pe ăsta în spate de 5.000-10.000, până da, că toate sunt făcute în reprezentanță. Exact, la exact. Nu prea ai voie să exact, și sumele astea mai ales în reprezentanță pentru această mașină sunt mari, infime. Da, nu, nu, nu. Sunt mici. Sunt mici pentru mașină, exact, dar pentru mari mașină pentru oameni, gen. Da, nu știu, părerea mea că nu mi se par niște sume mari, adică, nu știu, 500 de lei, 1500 da, de lei. Da, asta chiar nu e mare. Nu zgârietură mică. Da, păi ceva, ceva vopsit, o chestie din asta, știi? Dacă dau un pic cu unghia pe mașina ta, îți dau de, nu știu, 5.000 da, de lei da, dacă da, fac da, o dată da, așa. Da. Nu o să fac așa. 3.000, 5.000, probabil aici parbrizul, da. Mama, avem iar una mică, 3.000, 5.000 de lei tot în față, nu știu ce ar fi putut. Zice parbrizul, față, capotă sau parbriz, o chestie din asta, da, exact. Da, o zgârietură ceva. Exact, adică sunt lucruri minore. Veselea 5, M5, sedan, 4x4, vai de viața mea, benzină. Nu știu, mie îmi plac foarte mult mașinile pe benzină. Ți-am uitat să vă spun, băieți, mai devreme. Și mie mi se pare foarte interesant pentru că așa o să ne și vedem și o să vă bucurați și voi de superbitatea asta. Adică, doar auziți. Eu nu știu să turez, el știe. Bun, primiți 10 care cumpărați raport car vertical și îmi trimiteți pe Instagram, fie că îl faceți pentru mașina voastră personală, fie că îl faceți pentru mașina părinților sau pentru mașina pe care voi vreți să o cumpărați, veți primi o tură cu M5-ul, bineînțeles. Nu o să-l conduc eu, o să-l conducă Teo, pentru că e mașina lui, el știe cu ce se mănâncă acești 600 de cai. Vedem cum facem, să fac un grup de WhatsApp, să stabilim o oră și o dată și un loc în care să ne întâlnim, să vă dați cu mașina. O să te las pe tine mai mult să da, prezint mașina, hai să, hai să prezentăm mașina. Este vorba de un BMW M5 2019, se dezvoltă 600 de cai. Deocamdată, peste o săptămână mașina va avea 800 de cai. Tare. Și asta o să faci doar cu un stage 1? Stage 2. Da, un pipe evacuare, mai multe chestii. Va veni o admisie. Cât de rău, cât de rău. Charge cooler, mai multe chestii pe mașină. Mașina are un motor de 4400. V8. Vai de viața mea. Iubesc V8, nu știu, e motorul da, meu favorit. A sărit la bătaie capota. Asta este celebrul motor 4x4 V8, M-Power acolo. Să zic, mașina trage foarte bine, deci n-ai. Vreau e... să mă dai. Da, te voi da, da. Vezi că ai spus, eu da, acum aștept să fie forță rău de tot. Da, crede-mă că va fi. Înainte m-am dat cu un seria 6 tot așa, 4x4 V8, da. 6, da, dar ăla are tracțiunea spate, pierde mult puterea. Asta e 4x4. O pune pe toată jos. Da, exact. Tare, deci da, va fi. Au, acolo derapaj în toate 4 roțile. Da. Cam ăsta e motorul, n-ai ce să înțelegi din el. Pe aici totul e haos. Aici vor veni niște filtre mari rotunde care va face ca un leu. Ceva frumos, de, rău, da, deci mamă, eu dar mai știu și o să o termin în maxim o lună, cam așa o lună și un pic va fi mașina gata. Am comandat și capotă de CS. Nu ai voie să nu-mi arăți mașina când o să fie modificată. Nu, va fi ceva, va veni cu alt pachet de carbon, aerodinamic, va fi nebunie, deci crede-mă, de mașina asta. Cred că o să ai cel mai frumos M5 din România. Ce mi se pare mie foarte sexy la mașina ta. M-am uitat pe Instagram, voi bările alea două de acolo. Da, da, da. Rup. Deci mașina e albastră. Da. Când voi lua admisia și charge coolerele, am opțiunea să iau tuburile în culoarea mașinii și chargerurile. Nu sunt cunoscător atât de mare al mașinilor și așa, nu mă pricep la mecanică absolut deloc, dar uite că trăiesc și învăț. Da, tot timpul trebuie să vezi până și eu încep să cunosc mașina. Avem farul cu LED, nu sunt cele cu laser, ca să deosebești pe alea cu laser aici pe jumătate. Chestia albastră. E exact, astea sunt cu LED. Mie mi se par că se văd super bine. Avem o folie de protecție semifumurie pe farul, să nu deranjăm pe domnii de la poliție. Nu știu, mi se pare foarte agresivă din față, da, când te uiști, nu știu, și când va veni cu un alt lip mai mare, mai agresiv, va fi super. Ai jante pe 20. Da, jante de 20 cu anvelope de vară. Am avut permisul suspendat din cauza mașinii 3 luni de zile și mi l-a suspendat exact în noiembrie. Eu am luat permisul la jumătatea lui ianuarie. Vor veni alte jante de la Z Performance pe 21. Deci de-abia aștept să le pun luna viitoare și alea. Discuri perforate, frumos. Discuri perforate, nu sunt ceramice, chiar frânează. La aripă avem acest
aceste guri de aer. Nu sunt fake, nu? Nu sunt fake. Ca să treacă aerul pentru aerodinamică. Oglinzile negre. N-ai cum să nu. Da, ăsta, da. Colțișorul ăla. Exact, exact. Plafon de carbon. Nu avem treapă, avem plafonul de carbon. Deci nu este pus ca o folie. Nu mă pot frumos rău de tot. E și vei vedea cum vei merge. Da, din câte mi-ai zis aici, eu consider că deja mașina merită 100.000 de euro. Dar nu ai cum să nu ai frâne la 600 de cai. Da, trebuie frâne mari, da. Și să știi că întreținerea mea nu mi se pare așa foarte. De exemplu, dacă vrei să schimbi discurile pe față cu tocul plăcuțe, ca să vorbim și de niște costuri, iese originale, undeva fața, toată fața schimbată, discuri și plăcuțe, 6.000 de lei. La un Ford Mustang 2.3 este 1.500 de lei un disc de frâne. Avem acest eleron montat pe portbagaj, se numește ducktail, deoarece e ca o coadă de rață. Rățuși, așa în sus. Da, exact. Topurile de facelift montate, difuzorul negru lucios. E evacuarea stoc. Vrei să-i dăm o cheie să vedem cum se aude evacuarea? Da, cum să nu? Haide să-i dăm și o cheie. Băi, urăsc când voi la clipurile astea, când se ajunge la evacuare și nu prezinți evacuarea, n-ai voie. Mă bății aici, mă fierbi și nu-mi dai ce vreau. E ca și cum te-ai jucat cu jucărie în fața unui copil. Ia să vedem. Mamă, să nu scoată flăcări, că... Nu scoate. Ai pornit un spor, nu? Da. Uai, de viața mea! Băi, eu chiar nu mă așteptam la asta. Și gândiți-vă că mașina are OPF, deci are acel filtru de particule, evacuarea stot. Deci închipesc cu downpipe și evacuare casă fără OPF, cum se va auzi și de tare. Băi, și super, ce popsul. Nu știu, pe mine mă fascinează foarte mult la mașini, băi, când se aud. Băi, ai zis că o să vină și niște praguri din alea. Da, va veni un pachet de carbon de la difuzor spate cu extensii la bară, praguri, la fel aerodinamice, cu o nebunie de-aia. O să vedeți ceva ce nu e în România deocamdată. Nu e montat pe niciun M5 până acum în România. Lip față la fel de carbon, oglinzi de carbon, vor veni volan custom, culoare la interior, vor schimba interiorul. Îți pui volan din aia când cu luminițe. Da, cu luminițe, da, mă, deci mor de volanul ăla. Ce, e superb! De când voi schimba mașina, voi trece la alt brand, mă gândesc la ori un AMG, ori un GT63, ori un R7 care sunt pe perne. Doresc perne. Frumos, da. Știi, adică, nu știu, mi s-a dus cu rigiditate, mai ales la drumurile din România când treci o linie de tramvai de ăsta. Da, e oribil. Și în pasatul meu se simte oribil. Deci nu... Night. Mai bine tăceam. Ne-am mutat la interior, băieți, era inevitabil să nu avem piele peste tot scaunele astea frumoase de M5. Și ce mi se pare mie foarte tare la M5? Spune. Ideea e că îți plac mașinile, îți plac mașinile rău de tot, dar ai familie. Ai unde să o bagi. Ce bine la cheie. Ce-mi fac cum a leșinat GoPro? Hai să pui un pic de scuipa, mă. Revenim că a picat GoPro. A leșinat GoPro, deci n-ai. S-a emoționat până și el de la mașină. Deci ideea e că e foarte bună ca o mașină de familie. Ce-i drept, la bani cred că te rupe. Adică tu odată la cât timp faci plinul? Păi depinde, nu știu, am dat un plin și în 2 zile aproape. Cu pasatul meu în București am consumat de 11. Nu știu dacă e bine sau dacă e rău, tu ce consumai în București? La asta? Da. Nici nu mă uit, l-am oprit. Acum o dăm pe sport, gata, deja urcam. Mamă! Vai de viață, măi, cum e! Vreau să vă menționez că o să filmăm și un vlog pentru canalul lui Teo. O să vă las linkul în descriere dacă îl pune înaintea mea. Dacă nu, o să vă las pur și simplu canalul lui și o să-l găsiți voi acolo. Neapărat apărați-vă cu clopoțel și la el și la mine. Deci chiar dacă e 4x4, mașina are foarte multă putere și te fură și la... Au! Acolo derapați în toate 4 roțile. Ai simțit-o, deci tu fugea, are foarte multă putere. Money.